Bună ziua! Eu sunt Camelia și astăzi o să facem ucenici de post sau sfințișori de post. Și o să-i ungem cu miere de albine, cu alune, cu nuci, cu ciocolată. Și o să le dăm această formă și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. 200 de grame de apă. Eu astăzi am să pun apă minerală și o să cântărim totul în grame și o să punem 200. Așa. Apoi vom pune, ia uitați, drojdie proaspătă, jumătate de pachetel, sunt circa 12 grame și jumătate. Ia să vedem. 13. O să punem miere de albine, cam 250 de grame de miere. Așa, 50. Și amestecăm. O să amestecăm așa să topim drojdia. Așa. În loc de miere de albine puteți pune și zahăr și în loc de apă minerală puteți pune apă normală. Așa. Sau puteți pune și suc de portocale și apă cu zeamă de lămâie. Puteți pune și borș. Eu am cozonac făcut cu borș, este foarte, foarte bun, cozonac de post. Așa, am amestecat foarte, foarte bine. Și acum o să adăugăm făina. Făina o să o adăugăm treptat. Vom adăuga făina treptat, așa. Usutul o să adăugăm puțin câte puțin. Așa, o să adăugăm pentru moment 200 de grame de făină. Așa. Deci 50 de grame de amidon de porumb o să adăugăm. Așa, 20. Așa, avem 50 de amidon de porumb. O să amestecăm puțin. Așa. Amestecăm bine. Așa. Drojdia cu mierea, cu apa și cu făina și cu amidonul. Așa, am amestecat bine. Și acum o să adăugăm restul de făină cu sarea. Am adăugat 200 și acum o să adăugăm restul de făină. Așa, adăugăm restul de făină. O să adăugăm încă 200 și o să avem în total 4.
Așa. Să adăugăm 200 și după aceea vedem cât mai intră. Așa. Deci încă 200. O linguriță de sare. Și acum amestecăm. O să dăm deoparte cântarul. Și amestecăm așa bine. Apoi o să frământăm cu mâna. Așa. Și la urmă o să adăugăm uleiul. Circa 60-70 de ulei. O să vedem cât intră. Așa, și o să adăugăm și arome. Am să adaug coajă de portocală și de lămâie. O linguriță. Puteți adăuga și rom, esență de vanilie. Așa, și amestecăm. Amestecăm bine totul. Așa, cum o să amestecăm cu mâna. O să scoatem de aici. O să adăugăm și uleiul. Și amestecăm așa bine. Așa. O să adăugăm și ulei. Adăugăm 40 și la urmă să adăugăm restul. Așa. Și începem să frământăm. Așa, încet, încet. Până încorporăm totul aici. Așa. Și frământăm așa bine. Înaltul. Apoi îl lăsăm la dospit. Așa. Acum adăugăm încă puțin ulei. Așa. Și mai adăugăm încă. Am adăugat 40. Încă 20. Avem 60 de ulei. Acum o să dăm deoparte. Așa. Și frământăm bine cu uleiul. Până o să intre totul în aluat. Așa. Frământăm bine. Aluatul este gata, ia uitați-l, așa. Acum îl lăsăm aici și îl lăsăm să crească, așa. Și îl acoperim cu folie. Și lăsăm să-și dubleze volumul. Între timp o să pregătim alunele sau nucile. Așa, acoperim cu folie. Așa. Și între timp o să pregătim nucile. Și
Eu astăzi am să fac cu alune și cu nuci, dar am să vă arăt varianta cu alune și cu ciocolată. Aici avem 200 de grame de alune prăjite și 50 de grame de ciocolată. Și eu acum am să macin alunele împreună cu ciocolata și o să avem acest rezultat. Acesta este rezultatul, alunele cu ciocolata, vedeți? Așa, și acum așteptăm să crească aluatul. Sau putem pune și nucă. Ia uitați, nuca măcinată. Acum fiecare pune ce dorește. Ia uitați, alune, nuci. Așa, după cum vedeți, aluatul nostru a crescut. Ia uitați-l. Deci are în jur de 800 de grame. Și acum o să-l împărțim și o să facem sfințișorii. Ia uitați-l, vedeți? Așa, o să-l punem pe un fund. Unde o să presurăm puțină făină. Și acum îl punem pe tot aici, pe fundul nostru. Uitați cum arată aluatul nostru. Uitați cum arată crescut. Așa. Și acum o să-l împăturim. Așa. Și o să-l tăiem. Așa. O să-l împărțim. Așa, mi-am pregătit un cântar și acum o să împărțim așa câte 100 de grame și o să facem 8, așa, 8 sfințișori. Dacă îi doriți să-i faceți mai mici, 2, 'Uitați, cântărim fiecare bucățică, să fie cam 100 de grame și o să facem 8 sfințișori. Am împărțit bucățile și acum le luăm pe rând și întindem. Așa. Să vă arăt cum fac eu. Și acum, așa, strângem, ducem dedesubt și ne facem bieluța noastră. Ia uitați, vedeți? Așa, deci strângem. Deci prindem și strângem așa de desubt. Ia uitați, vedeți? Așa. Și le așezăm așa aici, una lângă cealaltă. Luăm alta. Și începem. Strângem așa, împingem și strângem. Și din nou. Și după ce le facem pe toate, le lăsăm un sfert de oră să se odihnească. Așa. Și le facem așa pe toate. Așa. Și acum o facem și pe ultima. Dăm așa deoparte. Așa. Întoarcem, apăsăm așa puțin. Și împingem. Așa. Și apoi tragem de desubt. Tragem și răsucim. Tragem și răsucim. Așa. Ia uitați. Așa. Și acum le lăsăm aici să se odihnească un sfert de oră. Le acoperim. Le acoperim cu folie. Așa. Și le lăsăm să se odihnească un sfert de oră. Așa.
S-a odihnit. Acum o să luăm pe deasupra, așa. Și o să întindem unul câte unul. Eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu hârtie de copt, unde o să punem așa aici. Și o să le luăm și o să le așezăm așa aici, alături. Și una câte una o să le facem. Așa. Așa. Și acum o să întindem. O să întindem așa cu un sucitor. Așa. Cu un sucitor o să întindem. Dacă este nevoie, o să ne ajutăm și cu făină să nu se lipească. Și întindem. Întindem așa o foaie. O să punem puțin, puțin ulei. O să întindem puțin, 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 nu mult, așa, și o să întindem așa peste tot. Așa, să întindem așa bine peste tot și apoi o să răsucim, ia uitați, o să răsucim așa, vedeți, bine, bine. Închidem așa puțin la capete, ca să putem învârti. Așa. Strângem așa bine. Așa. O să-l lăsăm să se odihnească tot așa puțin, întindem. Așa. Se întindem așa. Ia, vedeți? Întindem așa încet, încet. Așa. Și acum putem să-i facem așa simpli. Ori îi facem așa, ne uitați. Așa. Vedeți? Și eu am să-i ung cu puțină apă. Așa. Aici am puțină apă și am să-l lung, puțin, puțin, și am să-l dau așa cu puțină apă. Așa. Apoi, eu am aici alunele mele și cu ciocolata. Și am să-l pun așa cu fața în jos să se lipească și îl scoatem. Ia uitați. Și îl punem așa aici. Vedeți? Așa. Și după ce am pus și ciocolată și alune peste, acum. Și acum, cum vor fecuți, ia uitați ce fac eu. Am să trag așa, ia uitați, așa, și o să tragem așa pe parte.
Acum tragem în partea aceasta. Așa. Și aceștia o să fie cei simpli. Așa. Așa. Ia uitați-l cum arată. Apoi o să-l dăm la cuptor. Întindem așa frumos. Așa. Așa, și acesta tot așa. Vedeți? O să punem puțin ulei. Puțin, puțin. Puțin, eu îmi pun așa puțin pe lingură și punem așa puțin ulei și întindem. Întindem așa bine. Așa. Și apoi răsucim. Să-l răsucim pur și simplu așa. Vedeți? Așa. Și răsucim. Ne să întorc să se vadă mai bine. Așa. Și întoarcem. Tragem așa aici. Apăsăm pe capete. Așa. Și răsucim. Închidem așa bine. Așa. Așa. Și întindem. Îl dăm deoparte. Acum îl întindem pe celălalt. Așa. Și facem schimbul. Și repetăm. Ca să aibă timp să se odihnească la puțin. Așa. Așa. Îl luăm din nou pe acesta. Și am să-l întind așa, am să-i fac. Așa. Și apoi invers. Am să-l umezesc cu puțină apă. Într-o păhăruță am puțină apă și am să-l umezesc. Și am să vă spun de ce-l umezesc pe acesta. O alune cu ciocolată, ciocolată să nu... Așa, uitați, vedeți? Și acum eu îl iau fața în jos, să se lipească. Și îl iau. Îl iau și îl las așa. Ia uitați-l. Și îl punem așa aici. Îl tai. Așa. Și tăiem câte puțin și tragem așa într-o parte. Așa. Să-mi întorc. Să răsucesc fundul ca să se vadă. Așa. Și tăiem și tragem. Tăiem și tragem. Așa. Mai tai încă o dată și trag în partea aceasta și acum schimbăm. Tragem în cealaltă parte. Așa, și tragem aici. În exterior. Așa. Și rotim. Vedeți? Aceștia sunt. Și să vi arăt, îi lăsăm acum să crească. Eu am să-i fac și pe ceilalți. Îi lăsăm să crească. Să-și crească puțin, să-și duble volumul. Și ia uitați ce minunăție. Acesta este crescut și pus la cuptor. Ia uitați. Eu i-am dat deja cu miere. Ia uitați-i. Cum arată. Așa.
Îi lăsăm să crească, apoi îi dăm cu miere și cu alune și cu ciocolată sau cu nucă. Acesta nu l-am dat decât cu miere pentru că i-am pus nuca înainte. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Aceasta este rețeta de astăzi, este de post și ne vedem cu alte rețete. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă pup dulce și vă las această rețetă delicioasă, simplă, rețetă de post, de muncenici sau de sfințișori, un și cu miere de albine și cu nucă sau cu alune. Vă pup dulce, la revedere, multă, multă sănătate!